Bun găsit, oameni buni, la o ediție specială a emisiunii noastre. Să-l avem în studioul nostru pe domnul Florentin Sorescu, avocatul domnului Cristian Cioacă. Și pentru că ne luptăm de atâta timp cu mentalitățile, în seara asta ne luptați și cu stihiile vremii. În partea a doua sper să ajungă în tip util, la ora la care trebuia să ajungă domnul Cristian Cioacă. După cum știți, s-au dat rezultatele probei sau expertizei. Am să citesc acest comunicat al Ministerului Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Serviciul Informare și Relații Publice. Rezultatele examinării probelor ridicate de pe obiectele găsite la data de 8-10-2007, într-o râpă din apropierea stațiunii Poiana Brașov, efectuate de specialiștii Institutului de Criminalistică IGPR. În urma examinării probelor ridicate de pe obiectele găsite la data de 8-10-2007, specialiștii Institutului de Criminalistică au stabilit că unele obiecte prezintă urme biologice de natură umană, respectiv sânge, celule epiteliale, secreții, care au profilele genetice identice cu cele ale persoanei dispărute. Totodată pe unul dintre obiectele vestimentare aparținând suspectului Cioacă Constantin Cristian, s-au descoperit urme biologice care au evidențiat amestecuri de profiluri genetice, din care nu poate fi exclus profilul genetic al Elodiei Ghinescu. O parte dintre obiectele analizate, din cauza acțiunii factorilor de mediu, nu au relevat urme care să exprime un rezultat cert. Rapoartele au fost înaintate parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a fi coroborate cu celelalte probe din dosar. Aceasta este așadar comunicatul oficial al Ministerului de Interne. Vom comenta cu domnul Sorescu, așa cum vă spuneam, și să sperăm că ajunge în timp util cu domnul Cristian Cioacă, suspectul numărul 1. Ați fost la parchet, au avut loc audieri. Ni s-au prezentat probele și după aceea s-a făcut o audiere a învinuitului. Puteți să ne spuneți despre ce e vorba? În primul rând, după părerea mea, este mult prea rezumativ acel comunicat și el, cu bună știință, omite anumite aspecte, din punctul meu de vedere, foarte importante. În primul rând, probele și expertizele s-au făcut și asupra unor obiecte foarte importante în registrul acestei căutări. Și anume, s-a făcut o expertiză și la sifonul de la baie și, de asemenea, la conductele de la baie pentru a se vedea dacă există urme de sânge și nu s-a descoperit nicio urmă de sânge pe acestea. Pentru că această expertiză, iertați-mă, când s-a făcut? În această săptămână s-a făcut. Tot în această săptămână și viza ipoteza în care sângele presupus ca rezultat al crimei i-ar fi dat drumul inculpatului. Nu vă place deloc cuvântul crimă? Nu, nu-mi place pentru că mi-e greu să pronunț cuvântul crimă în condițiile în care nu avem niște dovezi concludente în acest sens. În orice caz s-a presupus că acest sânge a fost deversat în baie și din cauza asta a fost cercetat și sifonul și conductele, însă nu a rezultat nici măcar o urmă de sânge. Singurele pete de sânge, picături de sânge, rezultate sunt în număr de 2 sau 3, dacă nu mă înșel, și anume una pe un capac de la un parfum, exact unde se înșurubează capacul de la parfum, și a doua pe un sac, n-am reținut bine dacă în interiorul acestuia stau în afară. Dar în orice caz am... Stai, că sunt lucruri noi. Deci e vorba de expertiza care s-a făcut în ultima săptămână, expertiza ale cărei rezultate s-au dat astăzi. Da, da. Deci s-au găsit pe o sticluță de parfum, da, și pe un sac. Un sac, da. E vorba de obiectele care au fost găsite în râpă? Da, da, da. Însă am această ciudată senzație că efectiv discutăm de picături de parcă ar fi fost puse cu pipeta. Dar de unde știți că nu au putut fi făcute probe pentru legate de sângele din chiuvetă sau ceva de genul ăsta? S-a făcut expertiză, dar n-a rezultat. Și vi s-a spus astăzi acest lucru? Dar am și citit raportul de expertiză și spune clar, nu s-au găsit urme de sânge acolo. Deci nu există niciun dubiu asupra acestui, asupra acestui aspect. Am înțeles. Bun, și audierile? Audierile au vizat această situație.
învinuitul Cioacă și-a menținut poziția de până la acest moment, și anume că nu are habar cum au ajuns acele obiecte acolo, nu el le-a pus, nu a avut nicio treabă în această, în această direcție. Dar spuneți-mi cum a reacționat clientul dumneavoastră în momentul în care, pentru telespectatori, în momentul în care s-a aflat de găsirea acestui sac, acestor probe lângă Poiana Brașov? Este foarte greu să... Nu vă întreb întâmplător, pentru că am înțeles în dosar există o mărturie a unui coleg de serviciu care spune că l-a auzit pe Cristian Cioacă vorbind despre pata de sânge care se va găsi în portbagaj sau că se va găsi sânge și în mașină. Nu. Știți că există la dosar o astfel de declarație? L-am auzit chiar pe procuror spunând acest lucru, dar asta încă de când a început cercetarea acestei cauze, și anume că el are chiar un tic verbal, spune că este un om fatalist și de câte ori și se așteaptă întotdeauna la ce este mai rău. Și în momentul în care au spus că au găsit sânge în casă, a zis, da, parcă văd că o să fie și în mașină sau ceva de acest gen, pentru că eu sunt fatalist. Dar ăsta este un tic verbal. Eu l-am auzit de mai multe ori spunând că este fatalist și că întotdeauna se așteaptă la ceea ce este mai rău. Am înțeles. Totuși, astăzi, probele care au fost date publicității, rezultatul, am citit comunicatul mai devreme, îl incriminează într-un fel sau altul pe clientul dumneavoastră. Rămâne exact ca și până acum situația. Practic sunt niște probe care nu lămuresc situația, e, cum să vă spun eu, adâncesc într-un fel misterul. Ăsta este motivul de altfel pentru care nici nu s-a propus arestarea clientului meu, pentru că în continuare discutăm în același registru de probe ca și până la acest moment. Dați-mi voie să vă contrazic, pentru că în momentul în care s-au găsit probe ADN, da, ale clientului dumneavoastră, pe uniforma respectivă, adică, să spunem pe înțelesul tuturor, acea uniformă îi aparține domnului Cristian Cioacă, domnia sa a spus că nu știe să-i fi dispărut vreo uniformă sau ceva de genul ăsta, și în egală măsură acest comunicat spune că există urme biologice de natură umană, respectiv sânge, care au profilele genetice identice cu cele ale persoanei dispărute. Deci, dintr-o dată, avem niște probe pe care se află sângele Elodiei, soția domnului Cristian Cioacă. Păi este foarte simplu de lămurit acest aspect în ceea ce privește profile identice, exprimarea cu ale persoanei dispărute, sunt bunuri de care s-au folosit atât învinuitul cât și soția acestuia. Și din cauza asta rezultă aceste urme identice. Problema care trebuie rezolvată este cum au ajuns acele bunuri, acele obiecte în locul în care au fost găsite. Asta este problema reală. Bun, și puteți face o presupunere despre asta? Pentru că dumneavoastră spuneți că nu știe clientul dumneavoastră despre lucrurile astea. Atunci putem să mergem pe cealaltă ipoteză, conform căreia aceste probe au fost puse, au fost plantate în râpa respectivă. Evident, astea sunt cele două variante mari și late. Una dintre variante ca al meu client, pentru că niciodată nu pot să, cum să vă spun eu, să neg posibilitatea unei variante. Deci una dintre variante este că al meu client le-ar fi pus o altă variantă, este că le-a pus o persoană care avea interese împotriva lui. Însă, ceea ce mie mi se pare foarte important este că am cerut parchetului din primul moment, de când au fost descoperite aceste bunuri, să preleve și amprente digitale pentru a vedea cine a pus aceste obiecte, dacă există o astfel de posibilitate, iar parchetul nu a făcut un astfel de demers. Am reiterat astăzi cererea, am întrebat de ce nu s-a făcut un astfel de demers și mi s-a spus că s-ar fi periclitat celelalte probe, dacă s-ar fi prelevat amprentele digitale. Ori mirarea mea este că totuși erau destul de multe obiecte și consider eu că ar fi trebuit făcut un astfel de demers, pentru că ne-ar fi spus și ne-ar fi dat un indiciu despre persoana care le-a pus acolo. Un posibil indiciu. Pentru telespectatorii noștri, care sunt obiectele, pentru că ați fost acolo și vi s-a spus exact despre ce obiecte e vorba, comunicatul nu spune asta. Despre ce obiecte este vorba? Este obiecte pe care s-au găsit pete de sânge sau urme de sânge, sângele, e vorba de sângele soției domnului Cristian Cioacă și, să spunem, ADN-ul domnului Cristian Cioacă.
Este vorba de, în primul rând, de uniforma de polițist și constând din cămașă și din pantaloni. Este vorba de niște cărți ale, se pare, doamnei avocat. Este de asemenea vorba de un prosop, o bendiță de copil, chestiuni de genul ăsta. Sticluța de parfum? Câteva sticluțe, chiar, nu una singură. Dar pe una dintre ele s-a descoperit picătură. O picătură de sânge. Da. Deci astea sunt obiectele pe care s-au găsit, să spunem, sângele, doamne avocat, precum și probe care duc la ideea că acele obiecte, cămașa cel puțin, uniforma de polițist, au aparținut domnului Cristian Cioacă. Da. De asemenea, două fire de păr, dintre care s-a stabilit că unul iar aparține doamnei avocat. De ce? Pentru că pentru a stabili dacă îi aparține sau nu, trebuie ca acel fir de păr să aibă rădăcină. Dacă nu are rădăcină, nu se poate stabili absolut nimic în legătură cu el. Ați putea să faceți un exercițiu de imaginație și să fiți avocatul Elodiei Ghinescu? În ce sens să fiu avocatul? În cazul în care ar depune o plângere, de exemplu, părinții Elodiei Ghinescu împotriva clientului dumneavoastră, împotriva lui Cristian Cioacă. Păi, nu mi-ar fi greu să fac un astfel de efort de imaginație. Aș merge exact pe varianta pe care merg cei de la parchet, dar cu hibele pe care și ei le știu. Dovadă, nu s-a făcut o propunere de arestare pentru că știu că nu sunt probe suficiente. Deci ați merge pe aceleași probe? Cu siguranță, deci hai să nu fim naivi. Este o situație în care apar astfel de probe, probe care ridică întrebări și evident că ele trebuie cercetate și trebuie urmărite. Care sunt întrebările la care dumneavoastră răspundeți cel mai greu? Care sunt cele mai grele întrebări pentru clientul dumneavoastră și până la urmă pentru dumneavoastră în acest caz? Pentru clientul meu nu știu care sunt întrebările pentru dumneavoastră cele mai grele, pentru că el știe foarte clar pentru ce este. Pentru dumneavoastră, pentru că dumneavoastră îl apărați pe Cristian Cioacă. Deci deocamdată nu am avut situație în care să nu pot răspunde. Și de obicei am răspuns imediat, n-am trebuit să fac un efort de gândire. Dar există vreo întrebare care vi s-a părut cea mai grea pentru această cauză? Nu. Pentru apărarea clientului dumneavoastră? Nu. Nu numai că nu mi s-a părut o întrebare sau n-am avut o întrebare care să mi se pară cea mai grea, dar în mod constant eu am discutat cu clientul meu și am pus în vedere că în condițiile în care, într-adevăr, el ar fi săvârșit o faptă de natură penală, cea mai bună variantă ar fi recunoașterea, pentru că se poate obține o situație favorabilă. Deci ați avut această discuție? Bineînțeles, eu ca avocat cu orice client pun o astfel de problemă, pentru că eu trebuie să am în vedere toate variantele posibile. Iar clientul meu de fiecare dată a refuzat, chiar în condițiile, de exemplu, ale unei pedepse cu suspendare, a unei situații în care nu s-ar dispune arestarea preventivă, pentru că este o situație în care cu siguranță s-ar lua în calcul o eventuală stare de provocare și așa mai departe, care are foarte mare influență din punctul de vedere al unei pedepse în drept. Însă el a spus, nu pot recunoaște un lucru pe care nu l-am făcut. Și în ultima discuție pe care am avut-o în acest studio, ați adus aminte sau ați venit cu ideea întreagă, ce-i drept, a pedepsei cu suspendare. De ce? Pentru că absolut cu orice client eu am astfel de discuții. Ține de profesia mea. Noi întotdeauna trebuie să vedem toate variantele, trebuie să fim atenți la probe și întotdeauna să avem discuții cu clienții, pentru că variantele de apărare sunt mai multe. Nu este una singură. Se pornește, dacă vreți, ca la american. Guilty or not guilty. În condiții. Și întotdeauna avem în vedere poziția clientului. Evident că eu merg întotdeauna și în discuțiile pe care le am cu el pe ambele variante și îi pun problema, uite, dacă tu chiar ai săvârșit o astfel de faptă, cea mai bună variantă este de recunoaștere și de negociere cu cei de la parchet. Deja i-a spus asta de la bun început sau lucrul ăsta i-a spus? Pe tot parcursul întâlnirilor. În primul rând, discuțiile preliminare se fac pe astfel de direcție, pentru că niciodată nu poți să știi de la început ce se întâmplă în respectiva situație și
trebuie să ai paleta, o discuție cu întreaga paletă de posibilități. Asta înseamnă că și dumneavoastră, la rândul nostru, ați avut semne întrebare legate de acest caz. Dar niciodată nu pornești 100% convins de un lucru. Eu nici nu am afirmat vreodată până acum această chestiune. Pornești de la bună credință, însă nu ești, cum să vă spun eu, ca un exaltat religios să spui, domnule, eu nu am nici cel mai mic semn de îndoială, gata. Mi-a plăcut de ochii tăi, de când te-am văzut, am zis, ești îngerul de pe pământ. Nu, discuția se face mult mai serios, mult mai aplicat. Iar clientul meu a avut, are în continuare aceeași poziție. A spus că nu a făcut nicio faptă de natură penală, chiar dacă îi se propune o pedeapsă cu suspendare, tot nu este de acord, pentru că nu poate recunoaște un lucru pe care nu l-a făcut. Cât la sută sunteți convins de nevinovăția lui Cristian Ciocă? Nu pot să măsor în procente acest lucru. Cred în această nevinovăție. Dar nu mă întrebați procentul ăla, pentru că e absurd. Deci am pus o întrebare absurdă. Da, evident. Aveți oricum semne, ați avut semne de întrebare și aveți un semn de întrebare. Nu credeți total în nevinovăția clientului dumneavoastră? V-am spus, nu sunt exaltat religios. Este, iar mi se pare o întrebare absurdă. Nu există, păi nu știți că eu cu asta nici măcar în mine nu cred 100%, pentru că cine știe ce gânduri îmi vin uneori în cap și așa mai departe. Mi-e greu să cred că cineva poate crede 100%. Există momente în care ați crezut în vinovăția lui? Sau au existat momente în care n-ați mai crezut în nevinovăția lui? Nu, pentru că astfel de momente nu pot fi decât acelea în care există niște dovezi concludente împotriva clientului meu. Deocamdată aceste dovezi nu există în sensul de a fi concludente. Putem spune că sunt probe, sunt dovezi care nasc dubii, însă doar atât. De altfel, mi-a și precizat de fiecare dată poziția, și anume că apărarea mea se centrează pe articolul 66 alinia 2 cod procedură penală, care articol spune așa: dacă există probe de vinovăție, învinuitul poate să arate lipsa lor de temeinicie. Ori eu întotdeauna, și asta a fost discuția pe care am avut-o cu clientul meu, am spus că există astfel de probe, pentru că nu putem să numim altfel, de exemplu, petele de sânge descoperite în casă, însă noi de fiecare dată am arătat lipsa de temeinicie a lor. Și că, într-adevăr, așa este și la ora asta, dovada elocventă este chiar poziția parchetului, care la rândul lui știe acest lucru. Din cauza asta nu a formulat astăzi propunere de arestare. Din cauza, din această cauză, în continuare caută toate variantele cu putință. Spre exemplu, ne-au întrebat astăzi ce pachet de probe propunem și am spus că obligatoriu trebuie să vadă mesajele de care am tot făcut vorbire și pe care până la ora asta nu au apucat să le vadă, pe de o parte, și pe de altă parte am cerut proba cu amprentele digitale. Deci, să spunem așa, mesajele sau corespondența între doamna avocat și subofițerul SPP? Da, da. Este foarte importantă. Deci această corespondență. Un alt lucru despre care aș vrea să vorbim este cel legat de faptul, susținea domnul Cristian Ciocă, că i-ar fi fost ascultat telefonul. Deci înainte de a se declanșa toată ancheta, că a văzut... Da, eu am auzit nu numai de la domnul Ciocă acest lucru. Nu, dar există la dosar convorbirile între domnul Ciocă și prietena sa... Nu. La care susține că a fost în noaptea de 29 spre 30? Nu. Totul a pornit de la un alt lucru și am avut prilejul să văd în direct acest episod, între ghilimele, în direct, da. În sensul în care a fost chemată prietena lui la audieri și, de asemenea, ea a tras atenția asupra faptului că le-au fost ascultate telefoanele, fundamentat pe ce? Fundamentat pe faptul că s-au folosit exprimări identice cu cele pe care le aveau în momentul când vorbeau la telefon înainte de... presupusa dispariție. Am înțeles. Știți cumva de existența, știți cumva despre faptul că au fost ascultate telefoanele doamnei avocat? Nu am informații de acest gen. Și mai fac o precizare. Vă rog. Nu sunt folosite acele convorbiri și nu sunt depuse la dosar. Repet, motivul pentru care a existat
această suspiciune este că s-au folosit același tip, s-a folosit de exprimări de către anchetatori, exact ca și cum ar ști convorbirea pe care au avut-o. Probabil că într-adevăr o știau, însă s-au folosit de ea fără a o depune efectiv. Dumneavoastră credeți că ar trebui puse la dosar toate această corespondență, toate aceste mail-uri? Da, obligatoriu, am și propus și credeți-mă că sunt extraordinar de importante. Eu în primul rând le-am citit și am fost, cum să vă spun eu, aș putea spune chiar răbășit după ce am terminat lecturarea acelor mesaje. În al doilea rând am întrebat un psiholog ce posibilități există cu privire la doamna Elodia, precizându-i momentele importante din acele mesaje, și mi-a spus că ca și tip de comportament putea să se întâmple orice cu ea, inclusiv să se sinucidă. Eu nu acreditez ideea că s-ar fi sinucis, dar că era într-o asemenea situație în care putea alege orice drum în sensul de situație radicală. De ce ajunsese în această stare? De ce spuneți că ați fost răvășit? Care era foarte simplu, motivul? Pentru că în momentul în care s-a întâlnit cu cel din SPP în Dubai, între ei s-a întâmplat ceva foarte grav. Inclusiv s-a ajuns la bătaie, iar acea bătaie s-ar putea să fie avut și oarește caracteristică sexuală. În orice caz, se folosesc termeni de genul ne-am depășit limitele, noi am încercat niște lucruri foarte ciudate, chiar doamna avocat folosește un astfel de termen, pe de o parte. Iar pe de altă parte, mi-a dat senzația că este exact ca o persoană care după ce a plecat din Dubai e rănită. Cumva se aștepta, vrea un lucru și s-a trezit cu un alt lucru. S-a trezit cu altceva. Și după ce ajunge acasă, se trezește de asemenea că soțul îi spune vreau divorțul. Atenție, din data de 29 până în data de 5, cel din SPP trimite mesaje fără să știe ce s-a întâmplat cu doamna avocat, crezând că reacția ei se datorează lui și ceea ce s-a întâmplat în Dubai. El se simțindu-se vinovat. Exact, se simte vinovat. Bun. Bună seara, bine ați venit, domnule Cioacă. Ați avut o zi foarte grea. Da. Cum a fost audierile la parchet? Pentru că dumneavoastră ați fost acolo și știți cel mai bine ce s-a întâmplat. Puteți să ne spuneți? După cum probabil a spus și domnul avocat. Da, ne-a spus în mare așa și încercăm să vă surprindem pe dumneavoastră, să ne spuneți dumneavoastră. Am avut foarte puține declarat pentru că nu știu ce se declar referitor la obiectele. V-au surprins probele? M-au surprins probele, am așteptat să le văd, 2 săptămâni aștept să le văd. Ați avut emoții? Da. Da. De ce? N-am știut ce se află. Păi dacă vă știți nevinovat, de ce să aveți emoții? Da, totuși. Da. Cum vă explicați faptul că s-au găsit aceste probe pe acele haine, pe acele obiecte? Nu pot să-mi explic. Domnul, că sunt suspect de frumos așezate. Și dumneavoastră sunteți suspect, am crezut că spuneți că dumneavoastră sunteți un suspect frumos așezat. Îmi spuneau foarte mulți dintre colegii mei, dar și telespectatorii, pentru că trebuie să știe telespectatorii, v-am dat și dumneavoastră mesajele data trecută. Da. Erau foarte multe mesaje care vă susțineau. Foarte multe mesaje care cred în nevinovăția dumneavoastră. Mulțumesc. Și eu și colegii mei spuneam, domne, ori este diabolic, ori este nevinovat. Pentru că eu trebuie să mărturisesc atunci când vorbim de probe și vorbim de acele pete de sânge care s-au găsit în casă, vorbim de dispariție și așa mai departe, nu prea am argumente în apărarea noastră. Când vă văd în toate aparițiile publice, când vă văd, cum să spun, calmul, detașarea, uneori chiar zâmbetul cu care abordați tot ceea ce vi se întâmplă, pe mine mă dezarmează total. Încep să mă întorc chiar la probe și fac naveta asta între probele pe care le prezintă parchetul, probele pe care le prezintă autoritățile și această atitudine a dumneavoastră absolut incredibilă, dacă e să mă întrebați pe mine. Da. Fie și numai prin faptul că treceți prin tot ceea ce treceți. Toată lumea care mă cunoaște poate să spună că nu sunt diabolic. Nu sunteți diabolic, dar sunteți polițist. Sunt polițist, dar un polițist care nu e diabolic.
Facem un exercițiu de imaginație. Da. Domnul profesor Butoi spunea că nu are aproape niciun dubiu în ceea ce privește vinovăția dumneavoastră. Sigur, da. A invocat deseori prezumția de vinovăție în ceea ce vă privește, dar spunea că atitudinea dumneavoastră, felul în care mișcați mâinile, felul în care înghițiți, felul în care faceți tot ceea ce faceți, arată că sunteți vinovat. O să vă las mai încolo să comentați și asta, dar până atunci sunteți polițist. Da. În Academie ați învățat foarte mult ce înseamnă să descoperiți o infracțiune, ce înseamnă să descoperiți o crimă, cum la fel de bine știți ce înseamnă să acoperiți urmele unei infracțiuni. Spuneți-mi, sunteți polițistul Cristian Cioacă în acest caz. Da. E foarte greu să vă detașați. Ce ați spune despre acest caz? E un caz complex. Uite, în continuare aveți zâmbătul ăsta care pe mine mă dezarmează și... Cine m-a cunoscut înainte, permanent aveam zâmbătul ăsta. A, nu, n-am spus că nu l-ați avut, l-ați avut de la bun început. Nu. Dar pe mine aș putea spune chiar că mă complexează. Că este un caz complex. Da. Și pentru polițistul din dumneavoastră, care ar fi, să spunem, pista pe care ați mergeți? Pe care ați merge? Care este, încotro v-ați îndreptat în acest caz? Pe cea a dispariției. Pe cea a dispariției? Da. De ce? Pe cea a personalității soției mele. Pentru că nu am cunoscut-o. Păi nu, dar dumneavoastră, polițistul din dumneavoastră, n-avea de unde să o cunoască pe Elodia Ghinescu în momentul în care a început ancheta propriu-zisă și cercetarea propriu-zisă. Da, cred că e practic imposibil să se detașeze. Dacă a reușit să se detașeze și să vorbească doar ca polițist, chiar ar fi diabolic. Mi-e imposibil să cred că o persoană care este prinsă într-o astfel de situație face sau ar putea face cu adevărat abstracție. Am înțeles la colegii mei că aveați două filme favorite pe care le-ați urmărit de mai multe ori. Care sunt? Mi-au spus că erau două filme legate de o crimă. Nu. Este adevărat? Nu. Pentru că e o informație care a circulat foarte mult despre asta. Foarte mult în acest caz. Deci nu există filme pe care dumneavoastră să le fi văzut în mod repetat. Ați fost la nuntă în weekend. Da. E un casă de piatră. E vorba de nunta sorei mele. Sorei dumneavoastră. Da. Iar un element, adică ați fost acolo, ați fost la o petrecere. Ce ziceau toți cei care participau la nunta asta? Nu știu, pentru că am stat într-un colț și m-am gândit la problemele mele. Deci n-ați vorbit cu... Am discutat, am vorbit, dar nu... Pentru mine nu a fost chiar o nuntă. Spuneți-mi, cum vă explicați, și telespectatorii întreabă, pun această întrebare, cum vă explicați dispariția uniformei dumneavoastră? Ba mai mult, merg până într-acolo și întreabă, n-ați văzut până acum că v-a dispărut uniforma? De ce n-ați sesizat faptul că a dispărut uniforma dumneavoastră? E vorba de cămașe și de haina de polițist. De pantalon. Pantalonii de polițist. Da. Pentru că, după cum am și declarat, nu știu câte uniforme am. Există o evidență cu hainele care ni se dau și... Toate aceste uniforme le-ați ținut acasă sau le-ați ținut și la poliție? Acasă, nu. La poliție, nu. Deci nu exista nicio uniformă la poliție? Toate... aveați multe uniforme, domnule Cioc? Da. Scuzați-mă puțin, este o precizare de făcut foarte importantă. Nu primeau tot timpul uniforme în sensul... de ce se înțelege printr-o uniformă, și anume cămașă, pantalon și așa mai departe. Se întâmpla să primească uneori cămașă, alturi să primească pantalon. Deci aveți mai multe seturi. Exact. Nu neapărat perechi întregi, ci erau unele desperecheate. Niciodată nu a venit uniforma toată într-o zi. Nu, ele au venit pe parcursul a 2 ani de zile. Pe parcursul a 2 ani de zile am primit întreaga ținută. Chiar și anul ăsta am primit ținuta de prezentare. Asta era o ținută de vară? Pantalonii care s-au găsit acolo și cămașa? Nu știu de care erau pantalonii, dar cămașa era cu mânecă scurtă. A, pantalonii nu știți de care? Nu. Vi s-a spus sau nu? Nu i-am observat foarte bine. Iată ce întreabă unul din telespectatorii noștri. La una din emisiunile dumneavoastră, în care l-ați avut invitat pe avocatul domnului Cioacă, acesta a spus că, virgulă, clientul lui intenționează să vândă apartamentul din Brașov. Dacă mai aveți ocazia, o avem, vă rog să întrebați pe domnul avocat sau pe domnul Cioacă unde va sta Elodia când se va întoarce, deoarece domnul Cioacă susține cu tărie că Elodia trăiește. O să vedem unde o să stăm.
O să stați? Până o să ne rezolvăm problemele. Păi pentru vorbeați de divorț, deja că nu mai vedeți o conviețuire împreună, ci e vorba de divorț. Da, da. Dar avem și un copil împreună. Cum au ajuns picăturile de sânge în portbagajul mașinii dacă perechea de chei era doar la domnul Cioacă? Perechea de chei o avea doar domnul Cioacă. Nu știu, nu am văzut petele de sânge din portbagaj. Dar e adevărat că acea cheie era doar la dumneavoastră? Da, e o singură cheie la mașina aia, domnul Tucă. E o singură cheie? Da. Cu această mașină a călătorit și soția dumneavoastră? Da. A mers? Da. Dar n-a avut niciodată cheile? Nu, nu, nu. Ea nu are nici permis de conducere. Dar am călătorit amândoi cu ea. Spuneți-mi, domnule avocat, domnule Cioacă, spune un telespectator, de ce domnul avocat omite să spună că s-a găsit și o pereche de lejerie intimă a domnului Cristian Cioacă? Nu este o mențină cu știință, nu m-au ocazat să enumăr toate obiectele, că sunt mai multe, mai mult și decât acea lenjerie intimă. Deci există și un astfel da, de obiect. Da, da, da. Există, există. Bun, și un astfel dar de asta arată foarte clar că toate aceste obiecte au fost luate din casa dumneavoastră. Deci asta e clar. Da, problema, problema este cine le-a luat. Aici este întrebarea și aici încă nu există un răspuns. Din cauza asta eu am insistat să se preleveze amprentele digitale care puteau să dea un astfel de indice. Uitați-vă ce întreabă și telespectatorii. De ce domnul Cristian Cioacă, de când a dispărut soția sa, e mereu cu zâmbetul pe buze și nu e trist? Nu pare a fi afectat. De câte ori m-ați văzut dumneavoastră cu zâmbetul pe buze, domnul Tucă? De câteva ori. Nu am văzut-o că ați făcut-o în mod repetat, pentru că atât dacă v-am văzut, dar și au fost câteva momente în care ați avut zâmbetul pe buze. Da. Nu numai în emisiune aici, da, dar și în alte declarații, în alte interviuri, în conferința de presă, da, din câte mi-aduc aminte. Da. De câte ori am vorbit despre soția mea, am vorbit frumos. Chiar am zâmbit. De ce există urme de sânge pe sticluția de parfum și pe oglindă nu? Și altă, la aceeași întrebare, de ce domnul Cioacă zâmbește mereu? Există urme de sânge pe sticluță și nu există pe oglindă? Păi, vorba de acea sticluță de parfum și tocmai asta v-am explicat, că pe mine mă miră toată această chestiune, pentru că parcă ar fi puse cu pipeta. Este greu de explicat. În cazul unei infracțiuni de omor sau o lovitură cauzatoare de moarte, totuși, cum să vă spun, e cam puțin. E ciudat cum vorbim de o picătură acolo, o picătură acolo. Uitați-vă ce spune un alt telespectator. Sunt avocat și dacă mi se încredința un astfel de caz, nu-l luam. Dacă se găsește și corpul Elodiei, care va fi poziția domnului avocat? Este foarte simplu. În primul rând, mi se pare absurd ca un avocat să nu ia o cauză. Iar dacă se descoperă și corpul Elodiei, în primul rând trebuie să se descopere și ce este și ce s-a întâmplat. Cine a omorât-o pe Elodia. Este posibil să ne trezim că se descoperă corpul doamnei avocat și să se constate că este vorba de o altă persoană care a comis infracțiunea. Pe de o parte. Iar pe de altă parte, întotdeauna o apărare vizează mai multe posibilități. Se pornește de la vinovat sau nevinovat, după care se poate merge în circumstanțiere, mă rog, se poate dezvolta în funcție de situație apărarea. Mie mi se pare că doamna avocat, spune un alt telespectator, a înscenat totul. Ce părere aveți? Mi-ar plăcea să discutați pe tema asta, înscenarea propriei morți. Nu este o variantă excusă, din cauza asta am făcut referire la acele mesaje, nu am dezvoltat până acum acest subiect, numai pentru că nu am vrut să se interpreteze în fel și chip o astfel de situație. Dar acele mesaje duc către o astfel de posibilitate. De ce? Pentru că doamna avocat, pe la mijlocul lunii august, face referire expresă la un film despre care spune că i-a plăcut foarte mult și pe care intenționează să îl trimită SPP-istului. Iar despre ce film e vorba, domnule avocat? Se numește Fracture și este vorba de o persoană care suspectează un soț care suspectează soția că îl înșeală și are o tentativă de omor asupra ei, ulterior o și omoară. Eu am văzut filmul după ce am citit acest mesaj și caută să scape de acea învinuire. Să nu uităm însă, în egală măsură, doamna avocat începuse să aibă suspiciuni în ceea ce privește noua relație a domnului Cioacă. Doamna avocat
ajunsese într-o situație destul de disperată, disperată după episodul Dubai, la certuri conjugale întoarsă acasă. Din cauza aceasta ne putem aștepta la orice, inclusiv la o înscenare. Eu când am spus că ne așteptăm la orice, efectiv nu am vrut să dezvolt foarte mult discuția în direcția unei înscenări, pentru că există la noi românii boala de scenaristică. Rămâne ca organele abilitate să caute și acest lucru, însă indicii sunt și se regăsesc în acele mesaje. Domnule Cioacă, de ce nu emiteți o ipoteză proprie asupra dispariției soției dumneavoastră? E absurd ce vi se întâmplă, dar vă bucurați de simpatia noastră. N-ați emis până acum o ipoteză despre dispariția soției dumneavoastră? Ba da. Vă rog să o repetați. Ipoteza... este că soția mea s-ar fi întors acasă după ce eu am plecat cu copilul. Ce s-a întâmplat ulterior nu pot să mai știu. Deci, probabil de același lucru, cel puțin mie mi-a spus odată, eu atunci nu am luat-o foarte, foarte serios, și anume că e posibil ca doamna avocat să caute să se răzbune și să înșceneze ceva. Am luat situația asta în serios în momentul când am citit acele mesaje. Când le-am citit cu atenție, nu poți citi niște mesaje trunchiat și trebuie practic să urmărești structura lor, modul de evoluție, pentru că arată tipul comportamental al persoanei respective. Domnule Cioacă, ce explicație aveți pentru bizara combinație de obiecte găsite în râpă? Nicio explicație. Domnul avocat. Este bizară. Cum să vă spun, toată lumea știe acest lucru. Este o interogație retorică. Avem niște cărți, avem niște fotografii care se aflau în cărți, fotografii din casa dumneavoastră, bănuiesc. Avem lejerie intimă, avem cămașa domnului Cioacă, avem pantalonii domnului Cioacă, avem parfumuri, avem... Reviste. Câteva reviste, da. Dumneavoastră n-ați observat nicio secundă că lipsesc aceste lucruri din casa dumneavoastră? Ați înțeleg că aveți mai multe rânduri de uniforme. Da. Dar în ceea ce privește cărțile, revistele, fotografiile, prosoapele, pentru că sunt și prosoape... În casă nu erau cărți. Reviste erau, dar... Sticluțele de parfum? N-am știut niciodată. Pentru că am văzut în reportajul făcut de colegii mei în casă, exista acolo portofelul, da, doamnei avocat, pe care nu s-a atins nimeni, nici măcar anchetatorii, din câte am înțeles, nu au luat acest portofel. Nu am știut niciodată câte parfumuri are soția mea. Și cărțile, revistele... fotografiile, prosoapele. Atenție, este un lucru ciudat. Clientul meu mi-a spus acum probabil că nu și amintește. A văzut o fotografie pe care el n-a văzut-o până acum, și anume de la nunta doamnei avocat cu fostul soț. Uh-huh. Apare printre acele fotografii. Nu existau asta în casa dumneavoastră? Eu n-am văzut niciodată în casă poze. Asta e un lucru foarte interesant. Este o poză de la nunta ei. Este îmbrăcată în rochie de mireasă. De la nunta ei cu cine? Cu primul ei soț. E o poză. Da. Și cele care au fost găsite sunt altele decât această fotografie? Nu, asta e cea care s-a găsit acolo. Și nu știați de existența lor în casă? Nu. În casă. Nu știu unde poate să provină fotografia aia. De asemenea, clientul meu s-a apucat să spună un lucru și nu a terminat discuția, dar e o chestiune pe care el a observat-o și, într-adevăr, m-am mirat și eu puțin. Locul unde sunt găsite obiectele este într-o zonă împădurită și acolo e un covor de frunze uscate. Dacă acele bunuri ar fi fost de mai multă vreme, era imposibil, cel puțin parțial, să nu fie acoperite de frunze uscate. Ori ele nu erau acoperite, erau exact ca la fotografiere. Toate sunt ca așezate cu câteva ore înainte. Ca și când ar fi fost plantate. Spuneți-mi, dumneavoastră, după dispariția soției, după dispariția doamnei avocat, ați trecut pe acest traseu, pe acest drum? Nu. N-ați trecut. Nu. Nici pe drumul care duce la râpă. Nu este drumul București, nu unde București-Brașov. Este drumul între Râșnov și Poiana Brașov. Și n-ați trecut pe acest drum? N-am trecut pe acel drum. Drumul de la Pitești la Brașov duce prin Râșnov spre Brașov. A, deci practic n-ați trecut pe drumul ăsta care să... Nu. E un drum ocolitor, e un drum pe undeva pe sus, nu... Pentru că după aia din Poiana Brașov trebuie să cobori în Brașov. Nu, știu foarte bine drumul. Știu foarte bine drumul din Brașov în Râșnov. Nu, da, pe acest traseu a fost găsit Brașov. Nu, din Râșnov spre Poiana Brașov. Din Râșnov spre Poiana Brașov. Păi da. Brașov-Râșnov e același lucru. Mi-a să n-ați mers de când a dispărut soția dumneavoastră pe acest drum? Pe
Brașov, Râșnov, da, dar nu prin Poiana Brașov. A, nu prin Poiana Drumul Brașov. Trebuie să treacă prin Poiana Brașov ca să mergi pe acolo. Ei, nu, stați puțin. Da. Deci există, aceste obiecte au fost găsite într-un sac între Poiana Brașov și Râșnov. Da. Și dumneavoastră n-ați fost, de când a dispărut soția dumneavoastră pe acest drum? Pe traseul ăla, nu. N-ați fost? Nu. Da, interesant. Dacă Cioaca ar fi vrut să scape de acele lucruri, nu le arunca în râpă, le ardea sau le distrugea. Cine avea acces la acele lucruri în afară de Cioacă? Elodia, Bona, s-a găsit și lenjerie intimă a domnului Cioacă? Da, s-a găsit și lenjerie intimă. Întrebare, de ce credeți că pe data de 5 septembrie a schimbat iala de la ușă? Clientul meu. Mă întrebați pe mine? Păi da, nu mă pricep. La răspunsul, la întrebări, da. Când schimbi o iala de la ușă, înseamnă că îți este frică că se poate întâmpla ceva, că cineva poate să intre în casă. Dar au fost câteva zile în care putea să intre. Da. Dacă hainele sunt găsite, sunt de sezon, dacă sunt asemănătoare cu cele purtate de domnul Cioacă pe 29 septembrie. Marius, după cum vezi bine, și tu, chiar dacă acele probe se dovedesc a fi ale persoanei dispărute, totuși ajung la concluzia că justiția din România își face pe deplin datoria. Sper din tot sufletul că domnul Cioacă este nevinovat. Deci, încă o dată vă întreb, pentru că dumneavoastră, de când a dispărut, da, doamna avocat, n-ați trecut niciodată pe drumul ăsta? Nu. Pe drumul ăla, nu. E foarte interesant, pentru că anchetatorii știu că au traseul pe care l-ați făcut dumneavoastră după 29, conform, da, cartelelor telefonice. Pe Brașov, Râșnov, Bran. Brașov, Râșnov, Bran, dar Rucăr, fără să o las prin Poiana Brașov. Nu. E o colire pe acolo. E adevărat, eu v-am întrebat. Pentru domnul avocat, ați mai întâlnit un caz de asemenea sadism? Un caz de asemenea sadism? Asta e întrebarea. S-a găsit în saci și un caiet de sarcină al Elodiei? Apare și un caiet de sarcină, da. Vi s-a prezentat, vi s-a spus astăzi despre noi, acest... Cred, ni s-au prezentat planșele fotografice. Ce înseamnă acest caiet de sarcină? Ce înseamnă acest caiet, da, de sarcină? Da, ce înseamnă pentru telespectatorii? Este un caiet în care își făcea, dacă nu mă înșel, notițe, ia bănuiesc, doamna avocat. Am văzut niște date din 2004, era deschis undeva la mijloc. Repet, l-am văzut în planșa fotografică. Bun. M-a zis că nu ții minte, sau cel puțin nu mă apuc acum să spun toate bunurile pe care le-am văzut, că e vorba de de niște planșe fotografice și, în fine, nu ții minte toate obiectele. Sau în orice caz nu am stat acum să fac notițe, să vă spun dumneavoastră punct cu punct ce s-a găsit din acolo. Din informațiile pe care le avem noi, pe care le au colegii... De asemenea, s-a asta e întrebarea. S-a găsit în saci și un caiet de sarcină al Elodiei? Apare și un caiet de sarcină, da. Vi s-a prezentat, vi s-a spus astăzi despre noi, acest... Noi, cred, ni s-au prezentat planșele fotografice. Ce înseamnă acest caiet de sarcină? Ce înseamnă acest caiet, da, de ce sarcină? Înseamnă pentru telespectatorii? Este un caiet în care își făcea, dacă nu mă înșel, notițe, ia bănuiesc, doamna avocat. Am văzut niște date din 2004, era deschis undeva la mijloc. Repet, l-am văzut în planșa fotografică. Bun. M-a zis că nu ții minte, sau cel puțin nu mă apuc acum să spun toate bunurile pe care le-am văzut, că e vorba de de niște planșe fotografice și, în fine, nu ții minte toate obiectele. Sau în orice caz nu am stat acum să fac notițe, să vă spun dumneavoastră punct cu punct ce s-a găsit din acolo. Din informațiile pe care le avem noi, pe care le au colegii mei de la parchet, s-a mai găsit în râpă caietul de evoluție a sarcinii Elodiei când a fost însărcinată cu copilul... Da. E vorba de unul și același, da. Da. Nu cu intenție am căutat să nu spun de ele, ci că pur și simplu nu m-am gândit. Sunt mai multe. O altă întrebare. Sacii de plastic negri care au fost descoperiți în râpă sunt identici cu sacii negri de plastic descoperiți de autorități în portbagajul mașinii dumneavoastră? Păi dumneavoastră poate să spună. Eu n-am de unde. Da, ați avut acești saci negri în portbagaj? Da, da, da. Este incredibil câte întrebări vin pentru dumneavoastră, pentru dumneavoastră și pentru domnul avocat. Sunt întrebări, cum să zic, la care
Numai că nu mă așteptam întrebări. Oamenii cunosc în amănunt tot ceea ce se întâmplă în acest caz. Sunt întrebări sau au informații pe care nici măcar eu nu le am despre cazul ăsta, legate de obiectele care s-au găsit în sac. Informații legate de tot ceea ce a însemnat ancheta până în acest moment. Sunt membre la Asociația Anticorupție împotriva abuzurilor și pentru drepturile omului, afiliată la Mișcarea Europeană. Credem în nevinovăția domnului Cioacă. Vrem să-l ajutăm să ne contacteze. Președintele acestei asociații dă numărul de telefon la care sunați, vrea să vă apere. Vedeți că părerile și informațiile și mesajele sunt împărțite. Sunt unii care vă cred vinovat, alții care cred foarte tare în nevinovăția dumneavoastră. Numai că, așa cum spuneam în prima parte a emisiunii, toată ancheta desfășurată, toată ancheta condusă de procurorul șef Marius Iacob, vă arată singurul și principalul suspect. Da. Nu pot să comentez. Nu puteți să comentați asta? Da. Ați văzut și domnul, cum mă întorc la alte afirmații pe care le-a făcut aici profesorul Butoi, spunea clar că tot ceea ce faceți dumneavoastră, tot, dacă vreți, limbajul corpului, toată această atitudine. Pentru că mie, care sunt un novice, trebuie să recunosc în asta, mi s-a părut totuși prea mult ca dumneavoastră să participați la conferințe de presă, să participați la dezbateri a doua oară când veniți aici, să faceți toate aceste lucruri și în același timp să fiți și nevinovat. Am venit aici pentru dumneavoastră, mă tucă. Și conferința de presă am făcut-o la sugestia domnului avocat. Știu, dar asta încercam să vă spun. Că tocmai că participați la toate aceste lucruri și mi se pare, dacă ați fi vinovat, aproape imposibil de crezut că puteți să faceți asta. V-ați exprimat fără să vreți greșit. Ați spus exact inversul, puțin mai înainte. Că vi se pare că asta ar fi ca un semn de vinovăție că se prezintă la emisiune? Nu. Înseamnă că am greșit eu în exprimare. Ca să mai spun o dată, să fiu foarte bine înțeles. Dacă ați fi vinovat, mi s-ar părea aproape imposibil să faceți ceea ce ați făcut. Ca atitudine, însă pentru mine care sunt un novice, să participați la emisiune, a doua oară spuneam, să aveți o conferință de presă, să vorbiți presei. Și dacă sunt nevinovat, pentru că răsturnăm psihologia, criminologia și toate cele... De ce să nu? Dacă pentru nevinovăția unui om putem să răsturnăm și lumea până la urmă. Nu știu dacă o să vrea alții. Problema este următoarea. Vorbiți că, și se vorbește de faptul că parchetul în cercetări a angustat aria și, sau ce mai că de la bun început l-a luat în vizor pe domnul Cioacă. Problema este însă că nici la această oră nu au percheziționat calculatorul, nu au făcut expertizarea lui în ceea ce privește acele mesaje. De-abia astăzi se pare că au luat în considerare faptul că mesajele dintre doamna avocat și SPPist conțin informații extrem de importante. Ori eu cred că acest lucru trebuia să fie făcut de la bun început, pentru că el ne poate, tocmai această relație desfășurată pe calculator, ne poate da piste pe care să putem merge. Dintr-o dată vedem că lucruri importante nu au fost avute în vedere, deși a fost solicitat acest lucru, deși unitatea de calculator este luată de mai bună de zile de către cei de la parchet. Și de unde știți că dacă a fost luat calculatorul, nu s-au... Pentru că am întrebat astăzi, ne-au spus clar că nu. Ne-au spus, în mod oficial, că nu au apucat să... Dar e posibil să fie ascuns acest lucru, să fi făcut și această cercetare. Nu, din modul în care puneau probleme și, credeți-mă, bun, nu era o joacă. Spuneți-mi, acolo există la dosar și o mărturie a subofițerului SPP? Pentru că trebuie să le spun telespectatorilor, interviul pe care l-am difuzat a fost realizat de echipa Marius Tucă Show. Nu a fost luat din dosar. Și tocmai de aceea vă întreb, aveți cunoștință de existența la dosar a mărturiei, a declarației, a unui interogatoriu la care să fi fost supus sub ofițerul SPP? Nu, nici nu are cum. Din punct de vedere juridic, nu se poate efectua decât o comisie rogatorie sau el să fie adus în țară pentru a exista o astfel de declarație. Nu există un alt mijloc de a-i se lua procedural, de a-i se lua declarația, pe de o parte. Iar pe de altă parte, accesul nostru este limitat, aproape inexistent la dosar. Chiar și astăzi a fost problema că vrem să citim conținutul dosarului și
nici vorbă nu de a ni se permite. Am discutat în primul rând cu domnul comandant al poliției, a spus că nu poate să ia o decizie până nu vine domnul procuror. Domnul procuror, când a venit, s-a trecut direct la audiere și la revedere. De ce credeți că este importantă mărturia subofițerului SPP? Eu nu am spus că este importantă mărturia ofițerului SPP. Ba da, a spus că sunt importante mesajele și în egală măsură... Pentru că sunt, am spus de mesaje că sunt importante. Și în egală măsură sunt importantă și mărturia sa. Pentru că, nu, eu mă refeream la faptul că există atât mărturiile sau declarațiile doamnei avocat Elodia, corespondența ei, cât și a ofițerului SPP. Din această corespondență rezultă niște lucruri destul de interesante. Mărturie ofițerului SPP ar fi importantă doar pe fundul acestor lucruri. De exemplu, ar putea să spună ce s-a întâmplat în Dubai, în sensul în care ne putem forma o idee de ce ar fi putut face doamna avocat în momentul în care s-a întors în țară și a avut discuțiile și cu soțul acesteia după cele ce s-au întâmplat în Dubai. Spuneți-mi, dumneavoastră ați citit și ultimele mesaje pe care le-a trimis subofițerul SPP? Da, am citit după ultimele data mesaje. Dispariției? Da, da. Ce spun aceste mesaje? Aceste mesaje prezintă un simptom de vinovăție a acestuia, nu, să nu se interpreteze în sensul că, domne, a omorât-o ofițerul SPP. Apar mesaje până pe data de 5 septembrie, întreabă de ce a închis telefoanele doamna avocat, și precizează, sunt închise cumva doar pentru mine, pentru că el are un sentiment de vinovăție. Se gândește că ea nu mai corespondență, nu mai ia legătura cu el, datorită a ceea ce s-a întâmplat în Dubai. Și cu siguranță el știe și textul pe care doamna avocat îl trimite pe data de 29 și pe care eu, din care am lecturat un rând aici, text în care spune că nu mai vrea să ia legătura cu clienții, că vrea să se retragă, să se fortifice și așa mai departe. Adică, cu alte cuvinte, reacționează exact ca un om care a trecut printr-o traumă majoră. Asta e ideea pe care o desprins citind mesajele. Iar un om care se află într-o traumă majoră, este posibil să aibă orice tip de reacție. Acesta este motivul pentru care eu consider că sunt extrem de importante acele mesaje și că ele pot oferi într-adevăr o pistă. De vreme ce mi se spune clar de către o persoană abilitată în psihologie că o persoană care are o astfel de traumă poate chiar să ajungă și la suicid, înseamnă că am tot pachetul de variante de posibilități ca atitudine a doamnei avocat. Dumneavoastră, ce credeți în legătură cu acest caz? Eu îl cred vinovat pe domnul Cioacă? Dacă dumneavoastră îl considerați vinovat? Domnule Cioacă. Adică eu mă întreabă și foarte mulți telespectatori dacă eu cred că domnul Cioacă este criminal. Domnul Tucă. Vă rog. Prezumția de nevinovăție? Absolut, eu îl respect. Dar dumneavoastră ce credeți despre... Nu pot să știu ce credeți dumneavoastră, pentru că... Eu am o singură întrebare legată de asta. Nici nu mă pronunț aici, pentru că nici n-ar fi corect până la urmă să spun eu ceva, pentru că într-o mare măsură aș influența și eu telespectatorii care mă urmăresc. Eu cred că nu știți ce să credeți, de fapt. Nu. V-am și spus în prima parte a emisiunii, am repetat-o de mai multe ori. Sunt lucruri care mă fac să cred că domnul Cioacă este nevinovat și aici, în primul rând, e vorba de atitudinea domniei sale publică și nu numai, și alte lucruri care sunt legate la, care se află la dosar și care nu mi se pare că au o importanță covârșitoare pentru a putea spune că domnia sa este vinovat și că și-ar fi omorât soția. Dar e toată această atitudine, vă spuneam mai devreme, care mă face să am semne de întrebare legate de vinovăția domniei sale. Normal, nu știți ce să credeți. Nu știu ce să cred, sau cred și una și alta, sau am semne întrebare legate și de vinovăție și de nevinovăție, pentru că e o chestie foarte importantă și mai ales e vorba de viața unor oameni. Pe de o parte, viața sau, mă rog, moartea doamnei avocat și pe de altă parte e vorba de viața domnului Cristian Cioacă. M-am întors mereu la o întrebare în mintea mea apropo de dacă îl cred sau nu îl cred vinovat pe domnul Cioacă. Este o întrebare legată de telefoanele soției dumneavoastră. Da. Și anume, soția dumneavoastră era o persoană foarte activă.
Vorbea la telefon, avea două telefoane, avea două numere de telefon, două telefoane. Și este foarte ciudat că în seara zilei de 29, la un moment dat, telefoanele soției dumneavoastră se închid. Sigur că acest lucru poate să însemne pe de o parte fie că dumneavoastră v-ați omorât soția sau că domnia sa a vrut să dispară și atunci și-a închis telefoanele. Din câte știu, asta se scrie la dosar, la ora 16:30 după amiaza zilei de 29, nu mai există în limbajul procurorilor o urmă telefonică. Practic, nu numai că n-a mai sunat pe nimeni, dar nici n-a mai primit telefon. Ce înseamnă acest lucru? Că soția dumneavoastră și-a închis cele două telefoane. Dar din câte știu și din ceea ce au aflat anchetatorii de la rude, prieteni și așa mai departe, și asta ne puteți confirma și dumneavoastră, soția dumneavoastră nu și închidea niciodată telefoanele. Și în momentul în care era în ședință, când era aparatul... Le mai închidea, domnul Tucă. Le mai închidea? Da. Le deschidea dimineața în mașină cu mine. Când o luam deci de acasă, avea pe... la birou. Da. Deci pe perioada nopții și le închidea. Da. Uneori le închidea, uneori uita de ele, nu le închidea. Poate am eu informația erona, dar dacă nu mă înșel, s-a și întâlnit cu Bona în ziua respectiv la orele 19. Da. Deci da. După ce erau închise telefoanele, la 3 ore s-a întâlnit cu Bona. Cu atât mai ciudat este faptul că și-a închis telefoanele înainte de a se întâlni cu Bona. Da, dar pe de altă parte... Pentru că dacă ar fi vrut să dispară, nu și-ar fi închis telefoanele înainte de a se întâlni cu Bona. Putea să facă acest lucru după întâlnirea cu Bona. Stați puțin, că sunt alte lucruri importante de văzut din această împrejurare. Își închide la 16:30 telefoanele, da? Deși se spunea că nu și le închide niciodată. Uitați-vă că și le-a închis și s-a întâlnit peste 3 ore cu Bona. La ora 16:30 era singur în casă sau era cu dumneavoastră? La 16:30 nu cred că era acasă. La ce ora a ajuns acasă? Nu știu. Și bănuiesc că nu s-a... Dar știe Bona, pentru că era acasă. Nu, nici Bona nu era acasă. Nu, a ajuns înainte de întâlnirea de la ora 7. Deci Bona a întors copilul, da, și ea era acasă, da. Da. Okay. Și bănuiesc că nu s-a întâlnit cu Bona în calitate de decedată sau de persoană dispărută la orele. Aveți un umor nebun. Păi nu vă spuneați, dar rezultă din problema, din modul în care a spus dumneavoastră problema. Nu, nu am spus problema. Ba da. Am spus următorul lucru. Nu ați fost atent. Am spus că dacă ar fi vrut să dispară Elodia Ghinescu și ar fi închis telefoanele după întâlnirea cu Bona. Domnul, informația cu închisul telefoanelor este greșită. Soția și închidea telefoanele. Am înțeles asta și e bine că spuneți, pentru că eu am înțeles din declarațiile care se află la dosar, declarații făcute de prieteni, de familie, că nu și închidea niciodată telefoanele, că avea telefonul pe silențios, inclusiv când se afla în sala de ședințe, când pleda la bară pentru un client sau altul. Păi, haideți să mergem pe raționamentul meu, care întotdeauna, chiar dacă este greșit, este logic. E drept că uneori poate să plece la o premiză falsă. Dacă ar fi vrut. Pentru că există două ipoteze. Cea a dispariției cauzată de crimă și cea a dispariției cauzată de înșenarea pe care avocat Elodia Ghinescu și-ar fi înșenat. Dacă ar fi vrut să-și înșeneze această dispariție, închidea telefoanele după întâlnirea cu Bona. De ce? Nu văd logica. De ce n-ar fi putut o face înainte? Poate că pur și simplu nu vrea să discute pentru cu nimeni. Pentru că dacă vrea să dispară de la ora 16:30, ar fi venit ulterior declarația Bonei, care spunea că n-a dispărut, că la ora... Eu aș formula altfel întrebarea. Uh-huh. Ce ascunde acest închis al telefoanelor la orele 16:30? Asta e problema pe care mi-o pun eu. Dumneavoastră puneți întrebările astfel încât să ajutați clientul nostru. Nu, eu este firesc să fac acest lucru. Absolut. Dar. Nici nu pot să vă acuz de asta. Nu, e o întrebare la care eu nu am răspuns. Apropo de vinovăție sau nevinovăție. Domnul Cioacă spune acum că soția sa își închidea telefoanele și îl cred, pentru că spune mai mult decât atât că dimineața își deschidea telefonul mașină. Când plecați împreună. Când mă duceam la când plecați împreună. Vreți să vă dau un posibil răspuns? Vă rog. Nu cumva sunt închise telefoanele și închide telefoanele după ce trimite acel mesaj în care spune că nu mai vrea să discute cu nimeni? Dacă nu mă înșel, este la 16 și... Pot fi de acord cu dumneavoastră. Asta nu înseamnă că și-a înșenat dispariția. Poate la acel moment nici nu-i trecea prin cap. Poate că i-a venit pe parcurs în cap un astfel de lucru. Eu nu am pretins că instantaneu s-a gândit hai să înșenez dispariția.
Eu spun doar atât. Este ciudat că își închide telefoanele la acea oră. Există o coincidență ciudată cu acel ultim mesaj pe care îl trimite, în care spune că nu mai vrea să discute cu nimeni și așa mai departe. Iar ulterior, eu nu știu ce gânduri i-au venit. Dar putea să-i fi vină orice fel de, de gând, pentru că era într-o atare stare și situație. Bun, vă întreb de ce nu și-a deschis telefoanele dimineața când a plecat la serviciu, așa cum obișnuia și când a spus domnul Cioacă. De ce credeți că nu și-a deschis dimineața telefoanele? Nu am de unde să știu, este exact ca cealaltă întrebare, de ce el și l-a închis și așa mai departe. Eu cred că cu doamna avocat sau în adâncul doamnei avocat a intervenit o schimbare majoră. Nu știu parametrii pe care s-a dezvoltat, dar cred că asta s-a întâmplat. Mesajele duc către un astfel de punct. Eu mai am două întrebări. Una, care se regăsește foarte mult și în întrebările telespectatorilor, este cea legată de testul poligraf. De ce anume, răspundeți telespectator, refuzați sau nu mai vreți să faceți un nou test poligraf? Este o testare în care eu personal nu am încredere, știu situații în care a dat eroare și atunci mie poate crea o situație grea ca avocat. Și atunci prefer clar să nu fac o astfel de testare orice client de-al meu. Nu este vorba doar de domnul Cioacă. Orice client este pus într-o astfel de situație, eu personal refuz să mai duc cauza în continuare, dacă se va duce la respectiva atestare, pentru că îmi poate crea probleme în apărare. Spuneți-mi, când ați avut ultima discuție cu soția noastră, acea discuție aprinsă, când a fost vorba de divorț, ați avut pistolul, tocul pistolului la dumneavoastră, aveați echipamentul de polițist? Nu, nu mă duc. Pentru că există acea probă de pată de sânge care s-a găsit. Nu, nu, nu. Deci nu ați avut. Nici în data de 29, nici în data de 30. N-ați avut uniform. Și ultima întrebare pe care vreau să vă adresez este dacă mai simțiți, așa cum i-a spus data trecută, că soția dumneavoastră este vie. Aveți în continuare acest sentiment? Da. Mai accentuat sau din ce în ce mai... Nu pot să vă spun dacă e mai... Este la fel? Credeți la fel de tare ca săptămână, ca acum o săptămână, că soția dumneavoastră e vie, că Elodia Ghinescu trăiește? Poate nu la fel de tare, dar cred. Bun, mulțumesc pentru întâlnirea din această seară. Emisiunea noastră se încheie aici.